Țâmpoceni este un cătun din comuna Păltinoasă a județului Suceava, în care locuiesc în mare parte persoane de etnie romă asistate social. Școala din sat, care găzduiește și grădinița, este mică, întunecoasă și neutilată pentru secolul în care suntem. Mirajul tehnologiei nu a ajuns până la copiii din cătun. Când au pășit în clase, școlarii și preșcolarii nu au găsit nici imprimante, nici proiectoare, nici calculatoare, nici table inteligente și nici măcar manualele școlare pe băncile proaspăt vopsite. Educatoarea abia a urcat dealul spre școală. Nu mai predase în mica așezare, însă părea că știe ce o așteaptă. Nu era entuziasmată, nici învățătoarea nu a fost adusă cu mașina până la poarta unității. A venit tot pe jos și cărând un teanc de cărți. Nu a sărit nimeni să o ajute. Când a ajuns lângă școală, i-a rugat pe cei din jur să o lase să-și tragă sufletul. Bună ziua! Ce faceți, doamnă, cu atâtea manuale? O secundă, să pot să respir. Sunt grele. Pentru copii, foarte grele. Doamna învățătoare a fost întâmpinată cu flori de doar doi elevi. Unul dintre ei, Alexandru, elev în clasa a patra, a venit cu bunica la școală. Bătrâna de 71 de ani era mândră foc de nepoții ei. Ne-a povestit că pe toți trei a crescut de la o vârstă foarte fragedă. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate. Poftim? Ați venit cu nepotul? Da. Ca să afle la ce oră vin la școală. Dar părinții unde sunt? În Italia, sunt în Italia, să fac bani. La muncă, nu? Da, în Italia. Și vă ocupați dumneavoastră de... Da, trei am. I-ați cumpărat rechizite școlare? Nu de acum, de hârtie a scris la școală și să le cumpărăm. Le cumpărăm. De fiecare dată eu îi aduc flori la doamna învățătoare. De ce? Că așa e frumos. O iubești așa de mult? Nu. Nu o iubești, da? Pentru că e frumos. Dacă nu e așa, duce, înseamnă că e urât. Da, dar o iubești, nu? Ca profesoară, mă, dar e pe nu, ca altceva. Da, ca profesoară, tână e. Așa, că mă învață ce sunt toate materiile. Doar cei mici au fost entuziasmați când au pășit în sălile de clasă. Le-a luat ochii o mochetă colorată așezată pe parchetul nou-nouț. Varul aruncat în bătaie de joc pe bătrâna clădire nu i-a deranjat. Nici n-a observat că meșterii au lăsat totul pe ultima sută de metri și nu au apucat să termine treaba. Ba chiar au mimat condiții civilizate la singura toaletă din școală, cea care până anul trecut a fost ținută sub cheie. Peste gaura din pământ, muncitorii au pus un vas de toaletă. La baie nu este apă, deci nu se știe cum se va face igienizarea. Mami, în clasa 4, eu cumăt în fiecare zi la școală, eu mă trebuie să spun de altul. I-ați cumpărat rechizite? Are rechizite și încă mai cumpăr. Mă duc ca de asta, ca să aștept pe doamna profesoară, ca să-mi dea ce trebuie să mai eu. N-ai. În clasa 4, eu are din clasa 3, așa cum vreau să aibă din clasa 4, să văd ce-mi spune. Ce venituri aveți, doamnă? Alocația și socialul. Condițiile nu sunt de secolul acesta, dar se putea și mai rău, după cum ne-a spus Gabriela Mihai, șefa Inspectoratului Școlar Suceava. Ea ne-a povestit că primăria Păltinoasă a igienizat școala la insistențele subprefectului Silvia Boliacu. Cei de la primărie voiau să amâne lucrările sub pretextul că vor construi o școală nouă prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care nu au făcut nici măcar licitația. Gabriela Mihai le-a adus copiilor câteva dulciuri. Și voi ați aștepta cu drag să veniți la școală? Da! Da? De ce ați așteptat cu drag să veniți la școală? Ca să învățăm. Da? Da. Ați găsit ceva schimbat aici când ați venit? Da! Ce-i schimbat? Ia să coborul! Hai să vorbim pe rând că nu înțeleg. Hai să lăsăm pe el. Coborul, pereții, tabanul. Parcă și băncile, că eu am mai fost pe aici și nu erau așa curate, da? Nu, erau curate. Ia, spune-mi și tu. Ați văzut că aveți o sobă nouă? Da. Și eu am văzut și lemnele curte. Șefa profesorilor a vizitat școala și a rostit un discurs motivațional pentru cele două angajate. Doamnelor, la fel. Copiii aceștia au toate drepturile, ca orice alt copil din țara asta, să beneficieze de o educație de calitate. Și rolul dumneavoastră este mult mai mare decât al unui profesor din oraș. Pentru dumneavoastră sunteți aici ca niște apostoli. Și trebuie să începem, dacă vreți, cu educația pentru civilizație, cu folosirea toaletei, cu spălatul mâinilor, cu vorbitul civilizat, cu comportamentul civilizat. E dincolo de tablă mulțirii și de alfabetizare pe care o faceți. Înainte de a pleca, Gabriela Mihai a cerut directorului școlii din comună să se asigure că WC-ul din cămară nu va sta închis și să monteze toalete ecologice în curte.